Revin cu mare bucurie în, în familia virtuală a ascultătorilor postului de Televiziunea 7, care cu așa generozitate și cu așa credincioșie a creat acest spațiu în care putem să ne întâlnim cu ceea ce noi numim Cuvânt al Lui Dumnezeu. E adevărat, este un an nou, este anul 2024 acum, să nu uităm când scriem data, avem tendința să scriem pe cea veche, dar trebuie să ne oprim și să spunem că, de fapt, anul nu este nou. Îl numim noi, este ce, Este o convenție. Anul nu este nou. Timpul nu e nici nou, nici vechi. Este timp. Ceea ce poate fi vechi sau nou este omul vechi sau omul nou, după Sfânta Scriptură. Ceea ce poate fi nou, cu adevărat, an nou fericit, sau cum ne urăm noi unii altora, ceea ce poate fi nou, este mintea noastră, este atitudinea noastră, este voința noastră și este acțiunea noastră. Prin înnoirea minții voastre, spune Pavel în Roman 12, prin înnoirea minții. Aceasta este nouă, într-adevăr. În, în acest 2024, singurul lucru care poate fi nou cu adevărat este mintea noastră. Am avut un timp binecuvântat de pregătirea sufletului înainte de a veni înaintea familiei lui Dumnezeu, a celor care iubesc cuvântul lui Dumnezeu în, în locul acesta. Și acest timp mi-a lăsat în urmă o undă de bucurie. Am fost atât de surprins cu tema și tematica aceasta pe care noi o vom aborda acum și în câteva seri... întâlniri viitoare. Am fost atât de plăcut impresionat, dar am fost și surprins în același timp de simplitatea, de frumusețea și de impactul pe care l-a avut asupra sufletului meu citind acest cuvânt. Totdeauna caut prin harul bunului Dumnezeu să văd unde sunt eu în relație cu cuvântul acesta. Pentru că așa cum scrie Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu în gura noastră în funcție de viața noastră poate fi adevăr sau neadevăr. Cuvântul tău este adevărul, nu la orice om, nu în orice situație, nu în orice împrejurare. Când diavolul citează un cuvânt al lui Dumnezeu, acela nu este adevăr. Este o minciună, pentru că el ori de câte ori deschide gura, este un neadevăr. Astfel că ne găsim la acest foarte important timp al vieții noastre, timp pe care nu toți cei vii de astăzi au sperat că îl vor mai ajunge. Timp în care am ajuns, nu din întâmplare, nici în virtutea inerției, nici pentru că așa se cuvine, ci pentru că bunul Dumnezeu a dat timp vieții noastre. Acest lucru este un dar de la Dumnezeu, darul timpului. Și pentru că El ne dăruiește acest de neprețuit dar, care, de fapt, Fundamentează, condiționează, pune în valoare toate celelalte daruri. Un om poate fi încărcat cu daruri, dar dacă nu mai e timp în viața lui, dacă timpul lui s-a sfârșit, toate darurile sunt, din clipa aceea, anulate. Darul timpului, care este atât de ușor și uneori ușuratic luat de noi, este cel care fundamentează, de fapt, viața. Viața înseamnă timp. Când timpul s-a terminat, viața a încetat, indiferent cu ce fel de daruri este încărcată ea. Să slăbim pe Dumnezeu că ne oferă acest dar al timpului. Și cu această ocazie, așa cum mărturiseam, cu sufletul fericit, mulțumit, binecuvântat de Dumnezeu, vindecat, încurajat de Dumnezeu, vin să aduc înaintea noastră a tuturor câteva cuvinte pe care le găsim sub cu dragoste de viață. În Psalmul 34, versetul 12. Sfânta Scriptură ne spune astfel. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? E o întrebare de-a dreptul tulburătoare. Cine n-ar vrea așa ceva, ar întreba cineva. Nu e chiar așa. Nu toată lumea care spune că ar vrea, chiar vrea. Și nu toată lumea care ar vrea. Chiar este gata să primească lumina? Cum se poate uh, trăi viața din belșug despre care a vorbit Domnul Hristos? Cum se poate avea ferici, zile fericite în acest an 2024? Nu este ceva uh, hocus-pocus, Dumnezeu nu lucrează cu magicul. Sunt câteva lucruri destul de serioase pe care le vom învăța cu această ocazie care vor răspunde la întrebarea aceasta și... În timp ce întrebarea aceasta este în aer, cine e omul ăla care dorește să trăiască viața din Belșug, să aibă viață? Cine e omul acela care vrea să vadă zile bune? Eu, 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 eu! Oh. Dintre sute de catarge care lasă malurile, câte oare le vor sparge vânturile, valurile din toți cei ce zic eu, 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 câți? Vor cu adevărat să trăiască viața aceasta, cât vor cu adevărat să aibă zile bune, cum spunea poetul Văcărescu. A iubi fără a dori, mă mir ce iubire o fi, sau a iubi fără a simți, sau a simți fără a dori, sau a dori fără a jerfi. el pune test asupra acestui mare concept al iubirii. Și același lucru îl face cuvântul lui Dumnezeu aici, pune la încercare Răspunsul nostru, cine, e, toată lumea este adunată aici? Cine e omul care dorește viața? Ridică mâna sus și toată lumea, oh, eu, eu, eu. Și dintre toți care ridică mâna sus, câți oare sunt gata să calce pe urmele Cuvântului lui Dumnezeu spre împlinirea acestei, acestei oferte? Aceasta, cine dorește viața și cine vrea să vadă zile bune, nu este o fatalitate, nu este o predestinație, nu este un dat sau un fix, ci este o ofertă. Este o ofertă. Planul de mântuire este o ofertă. Ocazia aceasta sfântă de răscruce a timpului este o ofertă prezentată nouă de Dumnezeu. Cine vrea acest lucru? Observați că Viață, viață din belșug, este dependentă sau condiționată de a dori. Cine dorește așa ceva, e una să spui, da, și eu, și eu, și eu, e una să spui acest lucru, și este cu totul altceva ca Sufletul tău să dorească așa ceva, cum spune David în Psalm, cum dorește un izvoarele de apă, așa te dorește Sufletul meu pe tine, Dumnezeu, este o dorință la care participă sufletul. Cine vrea să aibă parte de zile fericite, vrea. Zile fericite, toată lumea. Cât însă vor așa ceva, viața va demonstra și va arăta. Această posibilitate, această ofertă a lui Dumnezeu Va fi pusă la probă de răspunsul pe care noi îl vom da cuvintelor acestora provocatoare. Cine este omul acela care dorește viața și care vrea să vadă zile fericite, să aibă parte de zile fericite? Acesta este Psalmul 34 și aș dori să spun că el nu a fost scris pe bază de credință, în sensul că eu am speranța, am încredere că așa se va întâmpla pe traseu, ce este scris pe bază de experiență, de trăire, asemenea apostolilor care au venit înaintea omenirii și au spus noi nu prezentăm aici bazme meșteșugite, alcătuite, închipuite, profesionist, clădite, noi nu prezentăm basme aici, ci ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am pipăit cu mâinile noastre, ce am trăit cu ființa noastră, aceea vă vestim voa martorul este viața din noi. Suntem martor cu viața noastră. David uh, scrie acest psalm după ce a, uh, a ciocnit valiza cu moartea, cum zicem noi uh, uh, în România, ciomnit valiza într-o împrejurare cumplită în care a trebuit să joace rolul unui om bolnav mental și a scăpat ca prin urechile acului de moartea care îl pândea cu fiecare privire a regelui. După ce a trecut de experiența aceasta, el scrie psalmul acesta și este important să știm aceasta, pentru că lucrul acesta nu este, cum a zis un biet pastor, eu, nu a fost decât o predică ce am zis, nu trebuia să te iei după lucrul acesta, ca și când predica înseamnă niște vorbe spuse ca să umplem timpul. David nu spune aceste cuvinte doar așa ca să fie spuse, ci undeva există un om sau o femeie sau un tânăr sau un om în sau un copil sau o fetiță complet nenorocit, care trebuie să audă această istorie, care trebuie să fie inspirat cu încredere în Dumnezeu pe baza următorului raționament. Dacă Dumnezeu a făcut acest lucru pentru el și l-a scos pe el de aici, Mă poate scoate și pe mine, mă poate ajuta și pe mine. S-a dovedit clar că acest lucru este posibil în mâinile lui Dumnezeu. Acesta, de fapt, este și argumentul lui Pavel către oamenii care nu erau încă uh, 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 veniți la credință. Nu, încă nu. Și atunci el le spune: Dumnezeu a făcut din mine, din viața mea, care am fost un prigonitor, un badjocoritor, un hulitor. Uh, am pe mâini sângele oamenilor care au pierdut viața din, din cauza mea. Dumnezeu a făcut din mine, spune el, o pildă, un exemplu, pentru ca oamenii care știu lucrul acesta, văd, aud istoria vieții mele, să poată fi încurajat să creadă că și pentru ei Dumnezeu poate să facă același lucru. Acesta este mesajul Psalmului 34. Vă rog, luați-vă timp și citiți-l, dar. Ține, să, să ținem în minte permanent ideea că omul acesta a dat valiza cu moartea, a fost uh, renunțase la orice șansă omenească de supraviețuire. De aceea el vine și spune în versetul 2 să mi se laude sufletul în Domnul și să asculte ce nenorociți treaba aceasta. Haideți împreună cu mine, spunea, hai să slăvim pe Dumnezeu împreună eu îl voi slăbi pentru ceea ce am văzut cu ochii mei și am trăit și tu îl vei slăvi pentru ceea ce știi că poate face în viața ta. Acum, iubiții mei, depindem de un astfel de exemplu într-o măsură care dar e posibil să fim într-o situație în care, din care nimeni n-a scăpat vreodată, să fim noi primul care suntem scăpați dintr-o astfel de împrejurare. Nu știu dacă cei trei tineri au avut vreun exemplu. Când au spus, Dumnezeul nostru poate să ne scape. Poate. Păi, pe ce bază spui lucrul ăsta? S-a mai întâmplat așa ceva? A mai scăpat undeva cineva din foc? Mai știi de așa ceva? Nu am nevoie neapărat de un astfel de exemplu. Mă ajută foarte mult dacă l-am. Slăbesc pe Dumnezeu pentru istoria vieții fraților din familia lui Dumnezeu. Însă nu depinde așa ceva. Știu că Dumnezeul nostru poate, chiar dacă istoria aceasta va începe chiar cu mine. De aceea David spune, veniți să slăvim împreună pe Dumnezeu, înălțați pe Domnul împreună cu mine și uite de ce, eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, păi eu am căutat și mie nu mi-a răspuns. E, tocmai de aceea îți spun ție să știi că Dumnezeu răspunde și să știi că dacă nu a răspuns Dumnezeu, este, problema este undeva, cheia e undeva în buzunarul tău. Fie așteptările tale uh, n-au fost în armonie cu ceea ce Dumnezeu știe că trebuie. Dumnezeu nu ne dă ce vrem sau ce ne-am aștepta, ci ceea ce ne trebuie. Ceea ce noi înși ne-am luat, dacă am ști adevărul de la început, dar noi nu știm adevărul acesta. E ca și un uh, doctor mare care prescrie un tratament și el știe de ce prescrie așa ceva. Și noi, să prescrie o operație, prescrie operație, va trebui să operăm, va trebui să amputăm. Domnul doctor, dar nu, nu se poate cu pastile, adică să iau o pastilă fără să-mi taie piciorul în mâna sau să umrini sau ficatul, nu se poate. Dacă doctorul acesta a explorat toate posibilitățile și a spus așa ceva, și dacă vorbim aici de marele medic... A cărui integritate, în fața integrității, căruia se închină demonii, drept ești, Doamne, corect, așa este. Nu exista. Nu exista ceva. Spuneți voi, întreabă Marele Medic al Sufletului nostru, ce mai puteam face, ce altceva se putea face în cazul acesta sau acesta, și n-a fost făcut de Dumnezeu. De multe ori suntem așa de înțelepți, așa de avansați că pur și simplu depășim pe Dumnezeu și spune, nu, 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 eu, eu, știu mai bine. Petru, Petru știe mai bine decât Isus. Isus îi spune, uite, în noaptea aceasta, oh, nu, 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 vezi, eu știu mult mai bine. Nu mă cunosc eu pe mine, tu, ne dăm bună ziua, dar eu știu ce vorbesc. Eu să, să mă, pe eu sunt gata să merg cu tine în închisoare și eu sunt gata să merg la moarte cu tine. Bine, eu ți-am spus că, vei, că ești gata să trădezi a treia oară în dimineața aceasta, înainte să cânte cocoș. Tu zici că ești gata să mergi în închisoare și la moarte. Vorbim dimineața. Și dimineața, spune Biblia, Petru era zdrobit. Era gata să se prăbușească în prăpastia aceasta care îl amețea și la trăgea, a pieirii în care a căzut și Iuda. Numai că l-a capturat privirea lui Isus în ultima fracțiune de secundă și aceea ancoră a făcut din el păstorul. Paște oile mele, paște mirușei, paște oițele, paște biserica. fi o pildă vie pentru ei. Acel lucru, dar avem în noi, avem în noi așa ceva. Nu. Și nu este numai în, în oameni păcătoși lucrul acesta, pentru că nu e nimeni fără păcat. Nu este numai în oamenii lui Dumnezeu această, idee, în omul fără Dumnezeu, faraon spune, nu, cine e Dumnezeu să ascult de el? Eu ascult de mintea mea. Eu ascult de mintea mea. Ce... Bă, nebucanele să cine e Dumnezeu să recunosc eu pe Dumnezeu ca fiind autorul tuturor lucrurilor, să spun eu că datorez lui Dumnezeu. Păi nu este Babilonul care l am făcut eu. Și în încleștarea aceasta, de multe ori, omul sfârșește groaznic. Dumnezeu luptă pe toate căile posibile să-i trateze sufletul de această maladie sinucigașă, a, care se ridică împotriva cunoștinței de Dumnezeu, care se ridică mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Nu e nevoie să așteptăm 2 Tesalonice în capitolul 2, să facem prezumții cine o să fie, cum o să fie. uite te în propria inimă, așa cum foarte înțelept a spus-o Linia printre bine și rău nu trece printre mine și tine, ci trece prin fiecare inimă. uite te în tine însuți și vei vedea pe omul fără de lege, pe fiul pierzării, fiind în inima ta și stând la ușă și așteptând să se manifeste. uite te în inima ta, în fiecare om în parte, căci nu este om care să nu păcătuiască și nu este om care să nu aibă în el sămânța aceasta de a se ridica mai presus de Dumnezeu, de a se ridica împotriva cunoștinței de Dumnezeu, de a năduși adevărul pentru a așeza în locul lui părerea lui personală, în fața căreia se închină. <coughs> Eu am căutat pe Domnul, spune David. Eu am căutat pe Domnul, el mi-a răspuns și m-a izbăvit din toate temerile mele. Care te... Din ce te-ai izbăvit? Păi, știu că ai fost în, în tot felul de încurcături, de risc, de moarte, cu Saul, cu Abimele, cu ce, ce. Nu, asta era nimic. Să vezi ce era mintea mea, să vezi ce scenarii am creat în minte, să vezi la ce mă așteptam să mi se întâmple, să vezi cum mă temeam de foșnetul unei frunze, gândind gata, a venit. Și Biblia spune aici că primul lucru din care m-a izbăvit Dumnezeu și dă mărturie și pentru care trebuie să ne rugăm noi să fim izbăviți sunt temerile noastre. Cei mai mulți dintre oameni sunt sclavii imaginației și fricilor de tot felul care bântuie sufletul omenesc. Alături de prezumția aceasta de înălțarea de sine, mai presus de tot ce se numește Dumnezeu, în același timp există această frică demonică, aș spune, de tot ceea ce se întâmplă în viața noastră, și David spune: Dumnezeu m-a izbăvit din toate temerile mele. Nu mai spun din mâinile cui, dar spun din mâinile propriei mele imaginații. Dușmanul sau Saul sau Abimeleche. Nu erau zi și noapte la căpătuiul lui David, dar în mintea lui David erau acele temeri, zi și noapte. Mergea la culcare cu ele, se trezea cu ele, se culca obosit, se scula și mai obosit pentru că îl chinuiau temerile acestea. Noi trăim într-un veac în care oamenii sunt consumați de tot felul de temeri și frământări cumplite. Ați auzit ce vor să facă? Ați auzit dincolo? Ați auzit dincolo? Da, acesta este un fel de zgomot de fond. Dar deasupra tuturor acestor lucruri este glasul lui Dumnezeu care spune nici de cum n-am să te las. Pot să se arunce munții în inima mărilor. Pot să se clatine munții. Pot să se clatine dealurile. Pot să se mute. Dragostea mea, va rămâne cu tine. Dacă ești acoperit de dragostea lui Dumnezeu, indiferent pe unde treci, treci acoperit de dragostea lui Dumnezeu. Mai izbăvi Dumnezeu și mărturisesc, spune David, că s-a făcut lumină în mintea mea și în sufletul meu când mi-am întors ochii spre Dumnezeu. Dar dacă mă uitam după Saul și după armatele lui, sau după abimele sau după oamenii care erau în jurul meu, sau după cetatea asta nerecunoscătoare, sau după nesimțirea acestui nabal și altor oameni, dacă m-aș fi uitat la aceste lucruri, mă întunecam, mă întunecam. De câte ori drept îndrepti mintea acolo, uh, poți să și vezi cam la ce se gândește cineva, după culoarea feței, după dungile frunții, după atitudine, sigur se gândește la ceva, groaznic. Uh, unii oameni pierd legătura cu realitatea, încep să vorbească singuri, încep să creeze aceste lucruri în mintea lor. Când îmi întorceam fața spre nenorocirile acestea, mă întunecam, dar, scrie el aici frumos în versetul 5, când îți întorci fața spre el, te luminezi de bucurie. Vrei această viață din Belșug? Vrei să, vezi, să trăiești zile bune, să ai parte de zile bune? Uită-te la Dumnezeu. Sigur că nu putem ignora realitatea, nici nu trebuie să facem lucrul acesta. Suntem oamenii zilei, suntem la curent cu ceea ce se întâmplă, suntem conștienți de primejdiile în care ne mișcăm, dar nu uităm niciodată că Dumnezeu e mai mare decât primejdia, mai mare decât conducătorii lumii, mai mare decât orice fel de amenințare, mai mare decât boala, mai mare decât moartea, decât orice nenorocire, mai mare decât păcatul meu. Este mai mare bunul Dumnezeu. Și așa i-a spus uh, Coritem, bum, sorie ei, Bethii. Uh, nu există groapă atât de adâncă încât dragostea lui Dumnezeu să nu fie și mai adâncă decât groapa aceea în care el era atunci, în lagărul acesta nazist. Când îți întorci privirea spre Dumnezeu, te ascultă și când strigă un nenorocit, Domnul îl ascultă și îl scapă din decazurile lui. Ceea ce îmi spune că. Un om poate să ajungă nenorocit, poate să ajungă în necazuri. Putem să fim aruncați în situații cu totul și cu totul neașteptate, dar constanta, numitorul comun al tuturor acestor lucruri este prezența lui Dumnezeu. Când strigă un nenorocit, domnul Aude. Sunt foarte plăcut surprins când mă găsesc într-o pauză sau într-un în, într anume moment și primesc un text de la cineva. Și imediat răspund în clipa aceea și îmi scrie înapoi, nu mă așteptam să răspunzi atât de repede, îți mulțumesc că ai făcut lucrul acesta. Dar asta se întâmplă când și când. La Dumnezeu? Nu există nimeni dintre noi care a trimis un text lui Dumnezeu și Domnul a răspuns, „Poi, mâine. Nu! No. Eram cu un grup de copii în California, la una din marile biserici și la povestea copiilor i-am întrebat pe ei, dar de fapt întrebam pe lor: Ce vine mai întâi, răspunsul la rugăciune sau rugăciunea? Of course, au zis ei, logic, rugăciunea mai întâi. Și au spus, nu, uite, cuvântul lui Dumnezeu, cartea profetului Isaia spune, înainte să mă cheme, le voi răspunde. Nu ne am apucat să spun despre ce este vorba, și deja răspunsul a venit. Și constat că mă rog pentru un lucru al cărui răspuns deja era pregătit de multă vreme. Dumnezeu a știut că voi ajunge aici. Acestea au fost cuvintele pe care mi le-a spus tatăl meu în ultimul nostru drum, care a mers împreună cu mașina de la București la Târgoviște. Și acest lucru mi l-a spus tatăl meu, ce l-a impresionat pe el atât de mult la Dumnezeu? Și anume faptul că. Citesc cuvintele lui, vezi tu cu cât timp înainte a știut Dumnezeu ce mă voi ruga eu astăzi. Așa este, Dumnezeu a știut acest lucru. Când strigă un nenorocit, Dumnezeu aude, chiar dacă el a ajuns nenorocit, chiar dacă a ajuns în mijlocul tuturor necazurilor lui. Cine e omul care dorește viața? Iată care este un fel de... Aș zice preț. Nu, nu știu dacă este vorba de un preț de plătit în direcția aceasta. Pentru că totul este har până la urmă. Totul este har și dar de la Dumnezeu. Adevărata noastră problemă nu este costul. Adevărata noastră problemă e lupta cu ființa noastră de a primi sau de a respinge darul lui Dumnezeu. M-am întrebat cu ocazie când am văzut oameni care sunt nemulțumiți, au trăit o viață de nemulțumire de la capăt la capăt. Nimic n-a fost bun, nimic n-a fost de ajuns, nicio mâncare nu e bună, nicio casă nu e bună, nimic în nicio țară nu e bine, nu e bine. M-am întrebat ce cu oamenii aceștia. E cineva care propune acestor oameni să fie total nefericiți cu tot ce e bine și frumos pe pământ, ca să poată fi fericiți cu ce e rău. Dacă ar fi fericiți cu ceea ce este bine și mulțumiți cu ceea ce a dat Dumnezeu, n-ar mai putea fi fericiți și mulțumiți cu răul. Și au gustul acesta al răului, au adicția aceasta, dependența aceasta de drogul răului. De aceea sunt nemulțumiți de toate lucrurile și singura dată când le este creată senzația de satisfacție sau de plăcere este când săvârșesc răul. Nu, nu, adorm, spune Biblia, nu lipesc ploapele până n-au făcut ceva de felul acesta, n-au aruncat o vorbă undeva sau n-au creat o situație sau până n-au auzit de nenorocirea cuiva de care se bucură în taină. În timp ce zice să ne rugăm pentru el, vai, săracul, iar inima se bucură că s-a întâmplat așa ceva. Iubiții mei, pericolul acesta paște pe orice om. Absolut pe orice om. Este virusul acesta, este în sângele nostru. Și El nu poate fi ținut sub control decât de prezența Lui Dumnezeu în mintea și sufletul nostru. De aceea nu e de ajuns să... Oh, eu aș dori să am viața aceasta din Bășupe, aș vrea să am parte de zile bune, cum scrie Psalmul 34, versetul 12. Aș vrea lucrul acesta. Dar întrebarea pe care o ridică în Cartea Proverbelor, capitolul 13, versetul 8, întrebarea pe care o ridică Duhul Sfânt este următoarea, dar vrei să te lași sfătuit? Vrei să te lași convins? Vrei să înțelegi? Este marea problemă. Observați bine că acest, această expresie, viață din, de, din belșug, este legată de expresia dacă dorește cineva așa ceva. E una să-ți arogi, să pretinzi, să crezi că ți se cuvine, să primești ca să risipești, să-ți bați joc de lucrul acesta și este cu totul altceva să dorești din suflet un lucru pentru că el vine de la cineva. Să prețuiești o pagină scrisă, să stremure mâinile pe ea pentru că e scrisă de cineva care ți-a fost iubit sau să-l trimis ca pe un ziar la... Omul își răscumpără viața, scrie cartea proverbelor, dar săracul nu ascultă mustrarea. De ce? Pentru că el se crede înțelept. De ce? Pentru că el se ridică mai presus de Dumnezeu în gândirea lui. El nu se lasă sfătuit, nu se lasă mustrat, nu suportă așa ceva. El este îndrăgostit de propria lui imagine. S-a uitat în apă și a văzut oglindirea acolo și nu crede că este cineva mai înțelept ca el, mai frumos ca el. De aceea întoarce spatele lui Dumnezeu. Promisiunea lui Dumnezeu pentru cei care mă vor asculta, așa cum spune Domnul, este dată în versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el. Iubiții mei, a fost o mulțime de lucruri din scripturi luate la modul general, așa, uh, cum s-ar zice, în de, 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 cu mentalitate comunistă. Uh, suntem uniformi, suntem uh, uniformitate de felul acesta uh, și alte aspecte care niciodată nu s-au probat, au fost vorbe goale. Dar, dar riscăm să luăm scriptura cu mentalitatea aceasta a unor lucruri ireale, care nu se întâmplă niciodată. Să credem că uh, făgăduințele Scripturii sau Cuvântul lui Dumnezeu este dat în masă tuturor or, tuturor oamenilor, este dat de bine, de rău, nu contează absolut toată lumea, are dreptul acesta. Nu! Se întâmplă că nu! Întâmplă. Experiența arată că nu, indiferent ce ar crede cineva, cum ar protesta împotriva lui Dumnezeu, ar înjura de Dumnezeu, ar fi... Ar fi un, un rebel, un, unul care luptă împotriva lui Dumnezeu până la moarte, cum era Iulian, s-a amestecat sângele cu, cu țărâna și a strigat, a învins Galileanule. Nu, nu e pentru acesta, nu este. Ce Scriptura spune așa, Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor care se tem de el. Înainte să se întâmple lucrul acesta ca Îngerul Domnului să tăbărască, tabără, păi tabără înseamnă armată, în jur, tăbărăște în jur, nu există direcție de vulnerabilitate din care poate fi atacat un om care umblă cu Dumnezeu. Indiferent din ce direcție ar fi atacat, omul acesta e întărit de Dumnezeu să facă față situației. Dar scrie Biblia, el, îngerul tăbărește în jurul celor ce se tem de el. Toate lucrurile lucrează spre bine. Sigur? Peste... Pentru toată lumea? Nu este așa. Pentru cei ce iubesc pe Dumnezeu. Când în suflet este ură de Dumnezeu, toate lucrurile sunt pe rău. Se merge din rău mai rău, te aștept la rău, se întâmplă mai rău. E diferență mare. Nu pentru toată lumea. A, pâinea și apa nu va lipsi, îi se va da. Păi, serios? La toată lumea? Nu. Celui care își închide urechea și astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge, celui care nu stă să bârfească pe fiul mamei sale sau pe aproapele să la cineva, acelui ei se va da apă și pâinea nu-i va lipsi. Iubiții mei, trebuie să luăm un moment să ne gândim serios dacă noi avem chiar intenția aceasta și dorința aceasta de a răspunde lui Dumnezeu, de a primi darul lui Dumnezeu pe căile lui Dumnezeu. Darul îl vrea toată lumea. Toată lumea ar vrea o viață bună și din belșug. Toată lumea ar vrea să vadă zile bune. Câți dintre noi suntem dispuși, dar să întreabă textul nostru, care e omul acela care în acest an 2024 să asculte sfatul lui Dumnezeu? Care este omul acela care vrea să vadă? Și sunt situații în care credința noastră este... Ajută-ne credința mea. nu, 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 nu. Nu pot să cred așa ceva, Uite, am ascultat, mi se pare frumos, dar nu pot să cred lucrul ăsta, pentru că eu știu ce mi s-a întâmplat. Și ați văzut uh, uh, animalele de la circ, uh, au fost arse când erau mici, cu fierul, cu jar, au jucat pe ursul, pe tabla aceea încinsă, sărmanul și când auzea... Toba bătând iar începea să joace, nu mai era treaba încinsă, dar el știa săracul după vremea când era încinsă aceasta. Elefantul stă acolo legat cu o ață de picior, pentru că a fost legat cu un cablu când era mic și el a știut, a încercat să se des, dar a văzut că nu și-a renunțat la luptă. Sunt niște circumstanțe agravante în viață pentru care un om refuză să creadă promisiunea lui Dumnezeu. Sunt reale aceste lucruri. Dar nu sunt definitive, nu sunt finale. Nu este ultimul cuvânt acesta. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și uite, el întâmpină chiar pe omul care nu, eu nu pot să cred chestiile astea. Cineva am spunea de un și am, am văzut și o carte God's Color, în care autorul scrie, zice, mi-ar place să fiu ca voi. Mi-ar place să am și un tată ceresc. Să... Ar... Eu nu pot să primesc așa ceva, eu nu pot să cred în. Mi, -mi se par niște copilării, niște infantilisme lucrurile acestea. Și. C cum auzeam pe cineva cu care am vorbit zilele trecute, aș vrea, spun sincer, aș vrea să fiu așa cum spui tu acolo, dar pentru mine lucrurile acestea sunt depărtate, adică să nu spun că sunt cumva jos. Dar uite, Domnul întâmpină pe un om exact acolo unde este și zice, nu poți să crezi? Da, nu e nicio problemă lucrul acesta. Gustă. Dar de gustat poți să guști? Adică, Domne, uite ce bun e produsul ăsta care este aici, uite ce puteri de vindecare are medicamentul acesta. A, oh, nu, 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 eu nu cred așa ceva. Încearcă-l! Încearcă-l, gustă! Uh, am înțeles că nu crezi, nu poți să crezi din cauza că ți-a fost distrusă credința prin dezamăgiri de tot felul sau uneori prin practicarea neadevărului de propria persoană cine practică neadevărul sau minciuna pierde puterea de a mai crede. Totul e o minciună până la urmă. Dar suntem aici. Asta e boala, acesta e diagnosticul. Care este tratamentul? Domnul spune așa, gustați și vedeți ce bun este Dumnezeu. Nu poți să crezi, dar să guști poți? Ia, ai gustat? Bun. Domne, acum cei din Samaria i-au spus femeia acesteia care îmi pare foarte rău de felul cum este pictată că E pictată că a avut atâtea căsătorii, că de fapt era fugea de lume să fie, de aia, era la prânz acolo la apă. Stea niște construcții care nu stau în picioare. În momentul în care o femeie ca aceasta, samariteană, vine în fața cetății și spune, hei, uite cu cine am stat de vorbă. Și toată cetatea a crezut. Păi dacă era o femeie de nimic, cine ar fi ascultat-o pe femeia aceasta? Dar toată cetatea a crezut. După care uh, au intrat într-o experiență personală. Au crezut o pe ea, la inițial au pornit pe drumul acesta. După care au fost aduși în prezența Domnului nostru Isus Hristos. Și acolo, când ei au văzut cu ochii lor ceea ce li se spusese despre El, atunci ei au declarat acestei femei, despre care vă rog să nu vorbească nimeni neglijent, au spus acestei femei: Nu mai credem din cauza spuselor tale, credem pentru că am văzut noi personal. Am experimentat prezența lui Isus. Am înțeles ce înseamnă lucrul acesta. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în el. Bine, dar nu am, uh, nu am nimic în care să mă încred. Eu cred ce văd. Sau... Au trecut vremea acestor copilării, aș zice, ale spiritului uman. Dacă noi am fi crezut numai ce vedeam, Probabil că astăzi n-am fi fost în rândul animalelor, dar noi n-am crezut numai ce am văzut. Oamenii de știință nu cred ce văd. Ei cred ceea ce intuiesc, ceea ce ajunge cu spiritul să prindă și pe baza credinței acesteia cercetează până ajunge la concluzia aceasta, după care spune: Acum nu mai caut răspunsul la această ecuație sau la această reacție prin credința că e posibil să iasă așa. Și este demonstrat lucrul acesta și iată demonstrația. Deci suntem, suntem în, în drumul acesta în care Dumnezeu întâmpină pe un om acolo unde este el. Cine e omul care vrea să vadă viața, care dorește viața? Și versetul 12, și vrea să aibă parte de zile bune. Versetul 18 confirmă cele pe care le-am învățat împreună, Domnul este aproape de cel cu inima zdrobită, ceea ce înseamnă că o persoană poate să fie în compania lui Dumnezeu, poate să fie, Dumnezeu poate să fie aproape și totuși inima să fie zdrobită. Sunt atâtea împrejură. Ce face aici, Ilie? Am depresie, nu trebuie să mai trăiesc, părinții mei așa, nimic. cum când Domnul e lângă tine, dar nu mă vezi pe mine? Cine sunt eu pentru tine? Oh, nu mă trebuie, sunt un copil și Eremia, nu, oh, nu pot să... Cine te-a trimis? Eu oh, să mă duc Cine este cel care te trimite? Uitați ce frumos accentuează cuvântul lui Dumnezeu, că de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană. Versetul 19. Dar Dumnezeu îl scapă totdeauna din ea, nu numai că îl scapă și fuge, și ia această nenorocire, această situație, această lovitură cumplită, uneori considerată fatală, un drum fără întoarcere, ia acest lucru și îl îndreaptă spre binele și binecuvântarea omului care iubește pe Dumnezeu în sufletul lui și care are încredere că Dumnezeu are puterea aceasta. Toate oasele îi le păzește ca niciunul din ele să nu se sfărâme. Da, dar cum rămâne cu prietenul meu care a căzut săptămâna trecută și te a pus atâtea plăci de titan, că doctorul a zis, hai să te numești de acum încolo domnul Titanius. Uh, cum rămâne cu el? Dacă textul ăsta spune, toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu se sfărâme. Cum rămâne cu David, care spune, oasele pe care le-ai zdrobit tu? Păi ori păzește, ori sunt zdrobite oasele. Ori... Cum rămâne cu Ieremia care spune aceleași cuvinte? Cum rămâne cu Ezechia care spune toate oasele îmi erau zdrobite când textul ăsta spune că toate oasele îi le păzește ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Cine dă răspunsul David în psalmul 119? Ei spre binele meu că am trecut aici. Cu alte cuvinte, Dumnezeu păzește binele din noi? Și Dumnezeu tratează răul din noi. Indiferent ce vine de la Dumnezeu, noi trebuie să ne închinăm înaintea Lui că acest lucru este, de fapt, definiția vieții. Aceasta înseamnă viață. Viață înseamnă adevărata viață, vreau să zic, nu uh, vegetația, nu vegetarea, ci adevărata viață sau viață din belșug, înseamnă armonia cu Dumnezeu, înseamnă pulsul acesta sfânt al sufletului în armonie de plină, cu Dumnezeu. Nu pot să uit pe micuțul meu, nepoțel care la un an și ceva cânta în duet cu mama sa și intra să cânte trei note numai la locul potrivit. Mama cânta tot cântecul și el intra exact acolo unde trebuie. Aceasta era într-un fel pentru mine definiția fericirii. În umblarea unui om cu Dumnezeu, un om care umblă în armonie cu Dumnezeu, un om care este parte din cântecul lui Dumnezeu, pentru viața lui și despre viața lui. Este spre binele meu că mai ai smerit, este spre binele meu, spune David. Petru Apostolul ne îndeamnă și preia aceste cuvinte ale psalmului și ne îndeamnă spunându-ne la aceasta ați fost chemați. Este o chemare, iubiții mei. Putem să mergem în 1 Petru, capitolul 3, versetul 9. Și aici, aici învățăm ceva de înaltă clasă. Și doresc din toată inima ca Dumnezeu să facă din noi acei creștini maturi, nu bolnavi de infantilism, care luăm făgăduințe neaplicabile sau luăm făgăduințele și uităm partea cealaltă. Sângele lui Isus ne curățește de orice păcat. Gata. Serios? Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Isus Hristos ne curățește de orice păcat. Acesta este cuvântul întreg. Așa mergem aici în 1 Petru, capitolul 3, versetul 8, spunându-ne, nu întoarceți rău pentru rău, Acestea sunt, aceasta e pregătirea. Nici o cară pentru o cară, din potrivă, binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Dacă ne întreabă cineva, bine, dar în ce constă chemarea aceasta? La ce ai fost chemat? Chemarea noastră este una singură, este simplu de definit, însă este cu atâta putere și autoritate în spatele ei. Semnătura de pe acest cuvânt este semnătura lui Dumnezeu, încât nu avem altceva de făcut și nu putem să facem altceva decât să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, mă închin. Ce să mai zic altceva? Binecuvântați, pentru că la aceasta ați fost chemați. Două puncte să moșteniți binecuvântarea. Care este semnul că ai răspuns chemării? A binecuvânta pe cel ce te bleste, mă spune Scriptura. A nu întoarce rău pentru rău, a nu întoarce vorbărea pentru vorbărea, a binecuvânta pe acesta este semnul că am primit moștenirea binecuvântării. La aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea cât și Hristos a trecut pe aici și v-a lăsat o pildă cum să-L urmați. Iubite Tată, îți mulțumim din adâncul sufletului pentru această înaltă chemare. Doamne, ajută-ne să dorim viața, mai presus de orice, adevărata viață. Ajută-ne, Tatăl nostru, să putem să vedem aceste zile bune, să avem parte de aceste zile bune pe drumul pe care l-ai deschis tu înaintea noastră. Doamne Iisuse! Cuvintele tale, eu sunt calea. Aduc pace și lumină sufletului nostru. Iată drumul, mergi pe el. Ajută-ne să mergem pe drumul acesta pe care ai mers tu. Pă Doamne, ca viața ta să se manifeste în noi și rodul acesta, încununarea ei să fie viața din belșug și zile bune pe care le-a promis Dumnezeu. Amin.